Cătălin Rădulescu, cunoscut și ca deputatul mitralier, lovește din nou. După eșecul referendumului pentru familie, politicianul a luat piatra și a dat în comunitatea LGBT. Acești oameni sunt bolnavi, spune Cătălin Rădulescu. Este o deformație sexuală, o aberație sexuală. Ei se nasc așa, exact cum un om se naște cu o maladie, cu o problemă medicală. Se cheamă orientare sexuală diferită de a celor care suntem născuți cum suntem născuți. Deci au deviație sexuală de la normal. Adică orice om normal care nu are o deviație sexuală, el știe că un bărbat se căsătorește și iubește o femeie și invers. Restul sunt deviații sexuale și trebuie tratate ca atare. Asta nu înseamnă că nu le sunt respectate drepturile, a declarat deputatul PSD pentru Mediafax. Parlamentarul însă a subliniat că acceptă ideea de parteneriat civil între persoanele gay. În replică, comunitatea LGBT din Cluj cere demisia politicianului. Indivizi ca domnia sa n-au ce să caute într-o instituție unde ar trebui să fim reprezentați de oameni raționali, educați, informați. De multe ori politicienii de teapa domnului Rădulescu oferă astfel de declarații de-a dreptul puierile și denigratoare. Toate aceste declarații care aduc atingere demnității noastre vor fi clar înaintate Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Ieri, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a anunțat că mai mulți parlamentari din toate grupurile politice vor depune un proiect de lege privind reglementarea parteneriatului civil. Ministrul nu a precizat însă ce conține proiectul.